Încheierea Sabatului a fost văzută ca un moment deosebit de cei ce la început au fost păzitorii Sabatului. Încheierea Sabatului a fost văzută de ei ca fiind un moment culminant al unei zile petrecute cu Dumnezeu. În timpul zilei, credincioșii făceau vizite, se rugau cu oamenii vorbeau cuvântul lui Dumnezeu, duceau din ale lor la vecini, mă refer la ce aveau de pe masă. Și pe seară veneau înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru modul în care Dumnezeu i-a ajutat să țină sabatul. Și adunarea asta frumoasă a lor se încheia cu laudă, cu mulțumire și cu cuvânt. Exista și un element de mărturie în această realitate, și anume, oamenii trebuiau să știe că o zi sfântă s-a încheiat. Și s-a încheiat cu Biserica lui Dumnezeu, care a mai fost împreună încă o dată. În așa fel încât oamenii nu erau obligați să știe sau să conștientizeze când începe și când se termină ziua sfântă, adică sabatul Domnului. Dar prin faptul că aveau credincioși în mijlocul lor, prezența lor, deschiderea bisericii, mersul la biserică și întorsul spre casă, erau în mărturii vii, era un soi de tipologie a faptului că Ziua Sfântă se află încă între noi. Ne aflăm iarăși în momentul în care închidem un sabat. Mărturia aceea frumoasă de altă dată, astăzi, s-a mai diminuat datorită faptului că venim cu mașina și nimeni nu știe cam încotro mergem. Cu toate astea. Faptul că o biserică este deschisă și că își deschide porțile așteptând oameni, faptul că curțile sunt deschise, mărturisesc despre chemarea lui Dumnezeu, uneori surdă sau neauzită, pe care el o face permanent în lumea aceasta. Sub aspectul acesta eu vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Este răspunsul sau mărturia noastră, uneori modestă, în legătură cu faptul că încă sabatul mai este proclamat și sfințit într-o lume care a uitat ce este sfințenia și slujirea lui Dumnezeu. Um, și pentru că am încercat să ne justificăm prezența noastră aici, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să continuăm într-un fel cugetarea noastră de dimineață. Faptele Apostolilor, capitolul 2, iertați-mă, capitolul 3, ne introduce în atmosfera rusaliilor sau a zilei de cinzecime. S-a terminat capitolul 2, avem de-a face cu cei din tâi creștini și după aceea, în, în atmosfera aceasta care încă rămâne a faptului că s-a revărsat Duhul Sfânt, capitolul 3 începe cu una dintre primele minuni pe care apostolii o fac după revărsarea Duhului Sfânt. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Știți cumva care este corespondentul în orarul nostru de azi al ceasului al nouălea? Da. ceasul rugăciunii. Coincide cu jertfa de seară. În locul jertfei care se aducea altă dată ceremonială fiind, ucenicii se adunau la o altă și se rugau. Nu mai era jertfa necurmată, nu se mai sacrifica mielul, dar se adunau ucenicii la rugăciune. Știți cumva ce zi era? Era în sabat. Poftiți? Dacă ați găsit, spuneți-mi, eu n-am găsit. Faptele Apostolilor ne spune că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. <coughs> la ceasul rugăciunii? La ceasul rugăciunii. Vreau să vă zic că mă rog lui Dumnezeu să nu obosim în rugăciune. Să nu obosim să ne suim la templu ori de câte ori este ocazie de rugăciune. Indiferent care este rațiunea, indiferent care sunt întrebările, indiferent care sunt argumentele pe care le avem. Atunci când apostolii încearcă să măsoare Spiritul Bisericii Apostolice, atunci când creștinii erau îndemnați mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, capitolul 2 cu 40, când se vrea a se demonstra ce înseamnă să te mântuiești din mijlocul unei generații ticăloase, atunci apostolii scriu, sau Luca scrie, doctorul Luca scrie, Numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei, nu cei 12, că ne așteptam ca cei 12 să facă un efort deosebit, dar cei 3.000 stăluiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, dau pagina mai departe. Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Nu știu cum vedeți dumneavoastră și cum știți dumneavoastră viața religioasă de la templu. Dar ca în fiecare zi să se adune la templu o mulțime de peste 3.000 plus alții 5.000 în fiecare zi acolo, acest, această strângere la oaltă a fost un eveniment nemai văzut la templu în ultimii ani. Cine se suia la templu cu miile? Fiecare se suia să-și aducă jertfa, pe urmă se retrăgea. Dar oamenii aceștia se suiau la templu pentru rugăciune, frângeau pâine acolo, stăteau împreună, le plăcea părtășia unii cu alții, stăteau de vorbă, lăudau pe Domnul Isus Hristos, mărturiseau în fața altora. Se umplea Ierusalimul de ei. În sabat? În sabat? În fiecare zi? lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Au zis dumneavoastră, norodul ăla care nu credea în Iisus Hristos și care se uitau la ăștia cum mergeau la templu, cum veneau de la templu, constituiau o imagine plăcută, îi îndrăgiseră oamenii. Oare de ce? De ce i-au îndrăgit? Erau plăcuți întregului norod. Așa ceva nu s-a mai găsit în vreun raport al vremii. Ați mai auzit dumneavoastră în toată istoria să se spună despre un grup de oameni, era plăcuți, îi iubeau ceilalți oameni, le plăcea de ei. Nu există. În istoria noastră noi am scris despre războaie, revoluții, am scris despre trădări, despre lupte, despre faptul că erau, că au existat oameni plăcuți, n-am scris pentru că nici n-au prea fost. Vă dați seama care este provocarea lui Dumnezeu pentru Biserica de azi? Nu știu dacă simțiți oarecare depărtare a noastră de ei și ei de noi. Această imagine că oamenii ăștia sunt o binecuvântare pentru întregul norod, pentru întregul neam, trei mii dintr-o dată să se mute din zona necredinței, în zona credinței, deodată, dumneavoastră, înțelegeți și încerc să înțeleg și eu ce atracție fantastică a exercitat Dumnezeu, în așa fel încât trei mii a scos odată, altă dată cinci mii. o mulțime de agenții divine se vor combina cu, efectul, cu efortul omenesc pentru a finaliza sau pentru a realiza lucrarea pentru timpul din urmă. Lucrarea va fi scurtată fără îndoială în cel mai neașteptat fel. Vântul suflă încotrovea. vrea, nimeni nu poate să spună când va sufla spiritul lui Dumnezeu, ce direcție va lua sau prin cine se va manifesta, dar eu nu rostesc cuvintele mele când spun că și acum este o parte îngrijorătoare. Duhul va trece pe lângă cei care și-au avut ziua încercării și a ocaziei lor, dar care nu au deosebit vocea lui Dumnezeu și nu au apreciat mișcările Spiritului Său. <coughs> Mii vor fi convertiți la adevăr într-o zi care în ceasul al 11-lea vor vedea și vor recunoaște adevărul și de asemenea mișcările Duhului lui Dumnezeu. Iată vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile. Amos 9 cu 13. Convertirile la adevăr se vor produce cu o rapiditate ce va surprinde biserica și doar numele lui Dumnezeu va fi glorificat. Omul mărginit va fi plin de uimire și adorație. Biserica este nespus de privilegiată prin faptul că îi se permite să lucreze ca agenți activ împreună cu cerul, cu îngerii. Toți creștinii ar trebui să fie acum bărbați și femei ai mijlocirii înaintea lui Dumnezeu. Astfel vor dovedi cât de mult îl iubesc pe Iisus și sufletele pe care le-a răscumpărat cu sângele său. Am citit dintr-o scrisoare din 1890 pe care Ellen White o scrie lui Olson și care ne ajută să vedem oarecum că ziua cinzecimii nu-i departe de noi și că ne aflăm acolo și că acesta este de fapt chema, sau acesta este modelul la care este chemat biserica. Este chemată biserica. Mă întorc din nou la 3 cu 1, capitolul 3 cu versetul 1. În condițiile acestea, Petru și Ioan se suiau și ei la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om, oloc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă la cei ce intrau în templu. Um, și atunci erau oameni care foloseau cercetorii, oamenii care cerca ca să câștige banii. Știți, niciodată un om nu își dă seama de câtă nevoie în lumea aceasta de ajutor, decât atunci când îi pui în față un exemplu. Și dacă ar fi la noi aici în față cineva care ar avea ar fi handicapat într-un fel sau altul, vă spun că de fiecare dată colectele noastre ar fi mai bune. Pentru că am vedea cu ochii noștri. Cei de la templu care îl aduceau și îl puneau acolo, făceau lucrul ăsta cu știrea celor de la templu, cu știrea mai marilor templului, pentru că locul de la poarta frumoasă nu era un loc neînsemnat. Și, așa cum spuneam și altădată, poliția Templului nu te lăsa să faci chiar ce vrei în orașul acela. Se pare că omul acesta își avea serviciul lui zilnic acolo. Când i-a văzut pe Petru și pe Ioan, omul acesta le-a cerut milostenie. Și acum, Ceea ce m-a făcut pe mine să mă opresc puțin este faptul că Petru era pentru prima dată în situația în care, în conformitate cu raportul faptelor apostolilor, după cinzecime, el făcea o minune. Și el îi spune, uite te la noi. Omul acela s-a uitat în ochii lui Petru și după o vreme Petru îi zice, Aur și argint n-am. Dar ce auzi dau? În numele lui Iisus Hristos. Conștiența numelui lui Iisus Hristos, conștiința prezenței lui Iisus Hristos, conștiența faptului că El va face tot ceea ce va face de acum încolo ca reprezentant al lui Iisus Hristos, este o postură nouă în care se așează Petru. El de acum încolo nu mai este Petru. El de acum încolo este cel ce lucrează în numele lui Isus Hristos. Cel ce se așează în numele lui Isus Hristos în fața oamenilor. Cel ce dă oamenilor numele lui Isus Hristos. Pentru ca lucrul ăsta să aibă loc, în Petru a trebuit să aibă loc un cutremur. Și cutremurul acesta a fusese. Pocăința lui Petru a fusese loc. Schimbarea lui fusese fundamentală. Vreau să fac un apel la noi. Modelul acesta petrin este modelul creștinului pentru secolul 21. Evident, pentru toată istoria. Dar este modelul meu și modelul tău. Noi nu ar trebui să mai trăim pentru noi înșine. Lumea asta nu mai poate să ne ofere niciun beneficiu. A trebui foarte limpede și foarte clar să înțelegem, să cerem, să dorim, să ne rugăm. Pentru că tot ceea ce facem, să facem în numele Lui Isus Hristos, pentru Isus Hristos, ca reprezentanța ai Săi. Te întâlnești cu un cercetor, te întâlnești cu oricine și îi spui, uită-te la mine. Și el se uită la tine și tu îi spui, știi, eu sunt aici în numele Lui Isus Hristos. Întrebarea mea este, vede el treaba asta? Vede el treaba asta? Pentru că omul de la poarta frumoasă a văzut. L-a pucat de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată ei s-au întărit tălpile, gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. <coughs> Cum numiți asta? Cum o numiți? Nu este cea mai mare, cea mai completă, cea mai eficientă evangelizare. Omul ăsta. Îl cunoșteau. Pentru că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-a umplut de uimire, de mirare pentru ceea ce se întâmplaseră. Fiindcă se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Și acolo, toți curioșii stau Așteaptă să li se dezlege misterul. Ce s-a întâmplat cu cerșetorul? Și în timp ce așteptau lucrul ăsta, Petru rostește versetul 14, care ne leagă de ceea ce am studiat de dimineață și care aparent nu are nicio legătură cu ceea ce așteptau oamenii aceștia. Versetul 14 spune: Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt. Și neprihănit, și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Vreau să vă întreb: așteptau oamenii aceștia așa ceva? Ce aș dori să observați? Aș dori să observați că această afirmație, versetul 14, este foarte la începutul cuvântării lui Petru. Petru intră destul de brusc în subiectul predicării sale cu această afirmație. Uitați ce doar a zis înainte. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble. Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat. V-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Atât a fost. Și imediat după asta le spune, iar voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Mergem mai departe, versetul 15. Ați omorât pe Domnul Vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Și procesul continuă. Pentru face un proces foarte dur celor de față. Este o bătălie cumplită pe viață și pe moarte între Spiritul lui Dumnezeu și Spiritul omului. În momentul acesta, Duhul Sfânt lucrează cu putere și cu greutate extraordinară la cugetul oamenilor care erau acolo. Pocăința apasă greu asupra sufletului lor. Vor primi sau nu vor primi? Fiecare a trebuit să aleagă drumul în stânga sau în dreapta cu prețul extraordinar al destinului lor. Dar mă întorc la versetul acesta pentru că mi se pare că acest verset, pe lângă ideea de. sau pe lângă momentul crucificării, momentul acesta a marcat foarte mult înțelegerea apostolilor, și anume, cum e posibil să lepezi pe cel sfânt și să alegi un ucigaș? De dimineață am încercat să vorbim cum, despre faptul că Dumnezeu a pregătit întregul sistem de justiție ebraic, bazat pe legile din Levetic și Deuteronom, numeri, l-a pregătit în așa fel încât să-i silească aproape, să-l recunoască pe Mesia atunci când acesta va veni. În cadrul oricărei judecăți naționale, legile pe care ei le aveau, dacă le-ar fi respectat, i-ar fi obligat la un moment dat să vadă pe Mesia. Ceea ce vom studia de acum înainte ne va arăta clar că. Dacă ei nu l-au văzut pe Mesia, este că, datorită faptului că, cu bună știință, ei au călcat toate principiile de judecată pe care Dumnezeu li le-a adresat în Vechiul Testament. Absolut toate. Și din cauza aceasta, n-au putut să recunoască pe cel neprihănit. Greșeală fundamentală a poporului Dumnezeu. Și a doua greșeală care se leagă de prima, și care se naște din prima, este că dacă nu-l recunoști pe cel neprihănit, atunci, în mod automat, ce faci? Îl alegi pe. pe baraba. Îl alegi pe baraba. Nu-i destul doar că nu-l recunoști pe Domnul Isus Hristos. Greșelile se țin lans. Iar ceea ce vrea Dumnezeu să ne facă să înțelegem este că singura noastră șansă ca biserică este să îl recunoaștem pe Domnul Isus Hristos prin noțiunea de dreptate și de neprihănire pe care a pus-o în inima, în viața noastră, prin cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Și să înțelegem că orice compromis pe care noi îl facem, până la urmă, ne conduce în ideea de a nu-l mai recunoaște pe Isus Hristos. Asta este tragedia noastră. Compromisurile noastre, micile noastre deplasări ne fac incapabili să vedem neprihănirea. Cine era baraba? Nu veți spune, simplu, era un tâlhar. Dar cum de la o ales? Cum de la o ales? Adică, mă interesează și pe mine. Oamenii ăștia aveau o rațiune în modul în care ei gândeau. Aveau o logică. Care a fost logica care i-a făcut să greșească atât de mult? Care a fost logica care i-a făcut să facă o alegere atât de ilogică, irațională? Cuvântul lui Dumnezeu spune, Baraba era un, ziceți, tâlhar. Atât. Acum, tâlharii erau mulți. Din nefericire și din nenorocire, evreii se aflau sub asuprirea romană. În ei clocotea fermentul acesta al urii, al răzvrătirii pentru eliberare. Răzvrătirea le întunecase mintea. Orice crimă împotriva romanilor era considerată, mai mult sau mai puțin, ca fiind o crimă neprihănită, pentru că era pentru eliberarea lor. Nimic nu era biblic, dar ideea că scopul scuză mijloacele își făcuse deja loc în mintea lor. Zeloții, sicarii, erau oameni care se hotărâseră ca cu prețul vieții lor să ucidă cât mai mulți romani. Nemulțumirile erau atât de mari încât nu numai romanii erau puși ca țintă a atacurilor lor, dar și cetățenii care trădau, deci iudeii care erau de partea romanilor și ei erau Expuși a atacurilor criminale ale acestor facțiuni politice. Istoria vorbește despre faptul că sicarii, spre exemplu, aveau cuțite pe care le țineau în hainele lor. Se amestecau în mulțime. Când se apropiau de omul țintă, îl înjunghiau. Ascundeau cuțitul și începeau să strige: Au, l-au omorât! Se transformau instantaneu în binefăcători care îl sprijineau pe respectivul și doreau să îl ajute. Toată lumea se uita de jur în prejur, criminalul ți pacea cel mai tare. Prindeți-l! Nici prin gând nu le venea să-l controleze pe cel care îl avea în mână ca să-l ajute pe cel înjunghiat. Situații de felul ăsta erau la ordinea zilei între ei. O confuzie generală stăpânea mințile. Poate că în felul acesta putem înțelege de ce creștinii erau plăcuți înaintea întregului norodatorii, de faptului că ei chiar ofereau o altă pagină de viață. Aștia se iubeau. Dincolo era jale. Nu mai conta în ziua aceea cine era criminal. În vremea aceea conta pentru cine ucizi. Era un fel de corectitudine politică în Antichitate. Adică dacă erai pentru partida bună, nu conta ce făceai. Important e să fii în partidul de eliberare. Și atunci ți se ierta tot. mânia îi transformase în niște oameni iraționali și într-un popor irresponsabil. Dumnezeu nu putea lucra cu ei, nu putea să-i ajute, ajunseseră aproape de limita suportabilității. În condițiile astea, acestui popor și acestor oameni nu este deloc ușor să îl cântărească pe Baraba. Baraba era tâlhar. Baraba, spune Cartea Hristos Lumina Lumii, comisese jafuri și împotriva oamenilor de treabă, ai națiunii lui, și împotriva romanilor, și împotriva tuturor. Nu era un om care să aibă un ideal frumos de eliberare și așa mai departe? Nu. Ăsta distrusese tot la rând pentru ca să-i meargă lui bine. Cu toate astea, poporul este incapabil să-l judece. Din ce cauză? Din ce cauză? Răspunsul e simplu. Îl lepădaseră pe cel neprihănit. Și acum oricine putea să fie Mesia. Oricine putea să fie eliberatorul. Până și Baraba. Semăna cu eliberatorul. De ce? Păi, te... Conduce lupta împotriva romanilor. E o luptă de eliberare. O luptă de eliberare? Tu spui că tâlharii te eliberează? Tu asta spui? Până și în ziua de astăzi, uneori, biserica este, este în situația aceasta să creadă că, eu știu, oamenii de proastă calitate socială pot să lupte pentru un lucru bun. Nu intrați vreodată, nu intrați în politică, nici cu gândul, nici cu nimic. Nu intrați în mișcările de, 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 de stradă, de-o parte și de alta, nici cu gândul, nici cu prezența. Pentru că nu este locul acolo. Acolo se gândește altfel. După ce, după ce au lepădat pe cel sfânt, după aceea imaginea lui Mesia s-a întunecat complet. Dacă îi întrebai, dacă nu-l vrei pe Isus Hristos ca Mesia, atunci cine este salvatorul tău? Ce putea să spună? Salvatorul meu este oricine va veni de aici înainte să pornească o revoltă împotriva romanilor. Oricine va veni din momentul ăsta, voi merge după el. Și asta a fost realitatea. Cu 40 de ani mai târziu, oricine a pornit o răscoală împotriva romanilor a fost urmat de tot poporul, de toată națiunea, pentru că l-au lepădat pe cel sfânt și au ales un altul. Schimbarea prototipului, schimbarea modalității de gândire în legătură cu Mesia a fost fatală pentru oamenii aceștia. În trei minute de vorbă cu fratele Sabo, azi, mi-a tras atenția asupra unui lucru și anume mi-a zis, știți, vă aduceți aminte când poporul evreu a cerut un împărat ca neamurile? De acolo li s-a tras. De acolo, de atunci. Un împărat ca neamurile. Dumnezeu n-a vrut să le dea un împărat ca neamurile. Nu a vrut. A pus peste ei judecători în așteptarea acelui împărat care va fi total deosebit, fundamental diferit de toți ceilalți împărați. A venit Isus Hristos, adevăratul împărat, și ca să le arate ce înseamnă să fii un împărat, în noaptea aceea din Ghețemani, a spus tâlharilor care veniseră să-l ia. Dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Cu alte cuvinte, luați-mă pe mine, Vreau ca ei să fie salvați. Ăsta este tipul de împărat pe care dorea Dumnezeu să-l aducă peste popor. Împăratul care se, care se sacrifică pe sine ca să salveze un popor întreg. Din cauza asta David a fost prototipul acestui împărat în momentul în care s-a luptat cu Goliat. A coborât la prâu și acolo a pus în spatele lui un popor care tremura tot. Inima lor era ca apa. Și a ieșit în față să se lupte cu Goliat pentru ca împăratul să salveze poporul. Împăratul să salveze poporul. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa ceva? La nivelul poveștilor, da, s-a întâmplat lucrul acesta. Este un vis al mitologiei: Împăratul care este foarte puternic vine și se luptă pentru popor. În realitate, nu s-a întâmplat lucrul acesta. În realitate, este cum a spus Domnul Isus Hristos. A venit la el, mama fiilor lui Zebedei și a zis: știi ce? Nu se poate ca fi mei să fie unul la dreapta și unul la stânga. Și Mântuitorul prinde momentul acela și începe și le face un curs despre ce înseamnă împăratul după chipul oamenilor. Și zice, știți, la nivelul neamurilor, ei numesc binefăcători pe cine? pe cei ce îi stăpânesc și îi asupresc. Matei capitolul 20 Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Ăștia sunt binefăcătorii. Aceștia sunt cei ce poruncesc cu stăpânire. După chipul neamurilor. Și a venit Domnul Isus Hristos și s-a plecat în genunchi, înaintea unui păcătos, și a purtat păcatele pe lemn ca să fie liber. Vreau să vă întreb și întrebarea asta mi-a pus-o la prânz fratele Sabă. Dacă ar fi fost Domnul Isus Hristos după modelul neamurilor, ce s-ar fi întâmplat cu femeia prinsă în păcat? Instantaneu, omorât. Da? Ce s-ar fi întâmplat în noaptea aceea când a venit la el să pună mâna pe el? Dacă ar fi fost împărat după modelul neamurilor, ce s-ar fi întâmplat? Mântuitorul spune, dacă aș fi fost un împărat din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat ca să scap eu. În noaptea aceea ar fi fost luați toți ucenicii și ar fi scăpat cine? Împăratul. În realitate, în noaptea aceea, a fost luat împăratul și au scăpat toți ceilalți. Modelul pe care l aduce Dumnezeu și Domnul Isus Hristos între noi este un model uluitor care ar fi trebuit să fie înțeles de popor la vremea aceea și să fie ales de popor. Acolo nu este vorba doar că l-au ales sau nu l-au ales pe Domnul Isus Hristos. Acolo este vorba că ei au lepădat mântuirea lui Dumnezeu, au lepădat binele lui Dumnezeu, au lepădat un fel de a gândi. Au lepădat pe acela care, care se jerfea pentru ei. Și au intrat în economia acestei lumi în care moartea, egoismul, mândria, nu fac altceva decât distrug totul de jur împrejur. Ei au luat felul ăsta de a gândi, l-au preluat și l-au însușit. Ați cerut un ucigaș. Nu numai că l-au cerut pe Baraba. Baraba putea să fie o greșeală istorică, 5 minute de negândire, dar ei nu l-au cerut pe Baraba, ei au cerut felul ăla de a gândi de a salva acel tip de Mesia. Aș dori să închei și să concluzionez. Este vremea să înțelegem din momentul acela al judecării Domnului Isus Hristos, Că suntem puși în aceeași situație. Ori vom alege pe cel neprihănit pentru biserica noastră, pentru sufletul no. nostru, pentru casa noastră. Sau dacă nu, singura variantă care rămâne, că nu avem altfel, nu avem altceva de ales, singura variantă care rămâne este barab. Atât. Har se numește momentul în care Dumnezeu vine din nou înaintea mea și înaintea ta cu modelul Iisus Hristos. Cel neprihănit și zice, alege-L! Închiderea Harului este momentul în care acest chip al lui Iisus Hristos dispare dinaintea ochilor noștri. Și ce rămâne? E baraba. Și n-ai ce alege altceva cât asta. Har înseamnă că astăzi să ne ațintim ochii asupra lui Isus Hristos și să-L privim din nou și din nou cu fața descoperită ca într-o oglindă ca să fim transformați după chipul Lui din slavă în slavă. Vreau să vă mărturisesc. Mă încurcă și mă dezamăgește faptul că descoper în mine același om care am fost și acum un an de zile. Mi-aș dori să fie altfel. Mi-aș dori să mă fi schimbat. Mi-aș dori să fie în mine un alt model. De existență, un proces de maturizare în care să cresc după chipul lui Isus Hristos din slavă în slavă. Și de fiecare dată când se reașează în mine vechile obiceiuri și vechiul fel de a fi, de fiecare dată mă întreb, Doamne, dar nu te-am ales eu? N-am vrut eu să fie așa. N-am vrut eu să nu mă mai supăr, n-am vrut eu să nu mai fiu uh, egoist. N-am vrut eu să nu mai încaut folosul meu. N-am vrut eu să fiu frumos ca tine. De ce? Din nou m-am mai întâlnit astăzi cu cineva care îmi punea aceeași problemă și mă întrebat de ce? De ce nu mă schimb. Aveți un răspuns. Noi toți privim. Privind. Rămânem acolo unde privim. Iar dacă cel pe care îl admirăm se proslăvește înaintea noastră din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, atunci se va lua ceva și pe mine. Vă provoc la o astfel de experiență. Vă provoc să-l priviți. Vă provoc să-l alegeți. Sau să-l alegem. Vă provoc să scăpăm de baraba. Și să-l vrem pe Domnul Isus Hristos cu orice preț.